Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit în cadrul emisiunii Tractoare și Utilaje cu Daniel. Astăzi avem posibilitatea să vă aducem în prim planul atenției, ca o continuare a episodului anterior, tractorul McCormick X7624, în prezentare amănunțită sau tradițional spus, cum se regăsește și pe canalele de YouTube, un walk-around al acestui tractor. Principalul invitat al acestei emisiuni astăzi este bunul meu prieten, domnul Sorin Dobrotă, director executiv al brandului Apan Agriculture Equipment. În continuare, împreună cu el, vom descoperi tainele acestui tractor cu transmisie Vario, care, din punctul meu de vedere al simplului vlogger, constituie un bun jucător pe piața de tractoare cu transmisie Vario. Bine ați venit în cadrul emisiunii și sunteți primul invitat pe acest an al acestui. Bună ziua, Daniel! Mă simt onorat să fac parte din această ediție a emisiunii tale. Da? Așa cum ai spus și tu, astăzi am onoarea să prezint un nou model de tractor McCormick. Da? Este vorba de noul model X7.6 Vario Drive Stage 5. Uh-huh. Un tractor care este echipat cu un motor Beta Power Fuel Efficiency, cu o capacitate de 6,7 litri, care dezvoltă o putere de până la 240 de cai. Wow. Și un cuplu motor de 983 de Nm. Un cuplu performant. Este un cuplu performant, într-adevăr. Ceea ce este iarăși important de menționat, faptul că tractorul beneficiază acum de o transmisie Vario în 4 game, ceea ce permite o ținerea unor viteze de înaintare de la 4 metri pe oră până la 50 de km pe oră, acolo unde legislația o permite. În România, tractorul este omologat pentru 40 de km pe oră, așa cum o cere și legislația. Aș putea să revin cu o mică întrebare, să facem o traducere pentru persoanele care sunt profane și nu cunosc ce înseamnă brandul McCormick. X7624, dacă putem să traducem un pic semnificația acestor. Da, X7 este codul de model, 6 ne arată numărul de cilindri, iar 24 puterea maximă dezvoltată de tractor, 240 de cai putere. Perfect, un lucru aparent nesemnificativ, dar important pentru prietenii noștri privitori. Mie îmi place foarte mult partea de design, că prima dată pornim de la design și observ că noua tendință a brandului McCormick sunt aceste aripioare de rechin, practic împrumutate de la scuderia italiană Ferrari, unde se regăsește povestea aceasta. Și prima dată și prima dată tractorul vin de estetic și apoi intrăm și vedem. Noul tractor X7 continuă linia de design, noua linie de design McCormick, care a apărut odată cu modelul X8, asta întâmplându-se acum 3 ani. Iar ca noutate în materie de design, pe lângă capotă mai putem observa plafonul cabinei. Plafonul cabinei care acum vine echipat cu lumini de lucru suplimentare. Acest tractor sunt sigur că versiunea de față este echipat cu frunze suspendată. Bănuiesc că poate fi configurată acelea clientului și în altă variantă, dar sunt anumite elemente definitorii care sunt întotdeauna și se regăsesc în permanență. Care ar fi? Dacă vorbim despre tractorul în sine, aș vrea să menționez aici câteva aspecte legate de circuitul hidraulic al tractorului. Foarte important pentru un tractor, pe lângă motor și transmisie. Modelul prezentat beneficiază de o pompă hidraulică cu un debit de 160 de litri pe minut, o pompă hidraulică cu centru închis. Uh-huh. Iar datorită acestui debit foarte mare, care îl poate dezvolta, obținem performanțe foarte bune pe partea de ridicare, atât spate cât și față, tractorul având o capacitate de ridicare în tiran spate de 9300 de kg. Iar mai performante capacități de ridicare. Iar în față, tractorul este capabil să ridice 3500 de kg. Un alt aspect care ar trebui să-l menționăm la circuitul hidraulic este că tractorul poate fi echipat cu până la 7 perechi de cuple hidraulice. E o
performanță, spun eu că nu prea am văzut care... marele familii de tractoare. Care sunt, care sunt comandate electric, iar în același timp, prin intermediul monitorului de lucru DSM, monitor cu touch screen și cu o diagonală de 12 inci, o să-l prezentăm, prin intermediul acestui monitor putem programa și controla funcțiile cuplelor hidraulice. În funcție de nevoia și de utilajul care absolut avem în spate, pentru că mai nou am observat o serie de utilaje care necesită un număr considerabil de prize hidraulice cu exact diferite funcții da necesare. Este adevărat. Am mai spus, este motorul care este unul dintre cele mai regăsite motoare și apreciate de către fermierii din țara noastră. Asta înseamnă că este un tractor prietenos ca și costul de întreținere vis-a-vis de... Și acest model McCormick menține linia trasată de McCormick în materie de costuri de mentenanță, fiind în canalul în aceeași linie, practic. Un alt element particular care merită menționat pentru acest tractor care scoate în evidență, pentru mine este această culoare particulară, nu este roșu tradițional de McCormick, este un roșu și sau particular, care uneori... Culoarea se cheamă Red Metallic. Uitați. Da? Este o culoare pentru care fermierii noștri pot opta. Uh-huh. Este o culoare opțională alături și de culoarea galbenă. Aici avem această culoare și clasica culoare McCormick. Transmisia, poți să-mi spui ceva de transmisie în mod particular? Ce marcă este? Da, transmisia este o transmisie fabricată de ZF, practic cel mai important producător de transmisii din Europa. Și este o transmisie care corespunde cerințelor McCormick și din acest motiv s-a luat hotărârea ca acest tractor să fie echipat cu astfel de transmisie. A durat perfecționarea acestui tractor până a ajuns să fie trecut în linia de producție da și adus către fermierul de zi cu zi din Europa? Acest model de tractor este în cercetare din anul 2017, iar a fost lansat în fabricație în anul 2020, fiind participant la concursul Tractorul Anului, unde s-a aflat pe podium, nu a câștigat, dar suntem mândri cu el. Am înțeles. Păi, în continuare, voi intra în detaliile cerute de către voi ca și clienți. Domnule Sorin, ai dori să-mi spuneți câteva detalii și despre pachetul acesta de radiatoare sau ansamblul acesta ușor accesibil de punctul meu de vedere pentru a putea fi curățat după o zi de muncă. Așa, după cum ai observat deja, într-adevăr, avem un acces facil la radiatoare, pentru că McCormick a gândit toate aceste lucruri și a brevetat acest sistem de deschidere a radiatoarelor, care face foarte facil accesul din partea operatorului pentru operațiunile de rutină zilnică de întreținere. E foarte simplu. Practic închidem primul pachet și acum cel de-al doilea. Printr-o simplă pliere, practic totul devine compact și ușor de întreținut la capitolul curățenie. Slavă Domnului, pe câmp avem o mulțime de praf. Și aș vrea să-mi enumerați câteva detalii și la suspensia aceasta, care se vede că e o suspensie, o punte suspendată, performantă, care practic ajută tractorul în muncile grele și foarte grele în momentul în care se află pe câmp. Pe câmp și nu numai, pentru că printre alte avantaje ale acestei punți mai sunt confortul conferit operatorului, cât și ținuta tractorului în regim de transport. Pe lângă avantajele pe care ni le dă
lucrului în câmp, acolo unde putem să reglăm înălțimea și practic să modificăm centrul de greutate al tractorului, atât prin intermediul punții, cât și prin intermediul tiranților față, prin intermediul lor modificând practic înălțimea la care acest monobloc, care așa după cum vezi are 1400 de kilograme, ne putem așeza acolo unde avem nevoie. Un alt lucru care este foarte important la acest tractor însă este șasiul, faptul că motorul este așezat pe un șasiu și nu face parte din structura de rezistență a tractorului, așa cum există la alte mărci, lucru care vine cu două avantaje importante. Unu, ne crește practic greutatea tractorului, aducându-ne la un centru de greutate cât mai aproape de cel ideal, și doi, scade vibrațiile resimțite în cabină, pentru că motorul este poziționat pe niște tampoane de cauciuc pe acest șasiu. Da. Acestea fiind spuse, stimați colegi, stimați stăpâni, stimați privitori, mai mult sau mai puțin activ din partea agricolă, din punctul meu de vedere, acest tractor reprezintă armonia dintre activitatea la câmp și activitatea de șosea, tocmai și prin puntea această suspendată. Bine te-am găsit în cabina noului tractor, McCormick. Bine v-am găsit și eu. Așa cum deja ești obișnuit, cu elementele de design ale cabinei de la vechiul model, da. Aș dori să-ți prezint în cât mai scurt elementele de noutate ale acestui nou model McCormick. Practic, de când intrăm în tractor, pentru a ne fixa poziția postului de conducere, avem ca noutate reglarea electrică a coloanei volan. Wow, n-am mai revăzut acest model până acum decât în industria auto. Da? Practic, în momentul în care părăsim tractorul printr-o simplă apăsare pe buton, ne eliberează accesul. Ca elemente de confort care ar trebui menționate, tractorul vine echipat în standard cu sistem de aer condiționat automat, ceea ce înseamnă că sistemul își menține constantă temperatura în cabină. Vine echipat în standard cu radio, ceea ce este ca noutate importantă a acestui tractor este monitorul de lucru DSM pe care îl avem aici. Noutatea absolută a acestuia este că, începând cu acest model, avem posibilitatea de a ne fixa un număr de 5 comenzi rapide prin intermediul funcției My Function. Vedem aici pe joystick-ul VT Pilot, joystick care este solidarizat cu cotiera multifuncțională. De asemenea, în materie de confort pentru operator, trebuie să menționăm scaunul cu suspensie pneumatică, reglaj lombar, sistem de încălzire și suspensia semiactivă a cabinei, practic este un sistem de suspensie electrohidraulic, suspensie semiactivă care ajută la eliminarea vibrațiilor resimțite de operator în cabină. Iar împreună cu puntea suspendată din față, practic este o punte independentă, face ca operatorul să aibă un confort maxim în cabină. În materie de monitorizare a tractorului, acum managerii de flotă a fermelor au posibilitatea să monitorizeze parametrii de lucru ai tractorului, performanțele acestuia, precum consum de carburant, numărul de ore lucrate, suprafețe, cât și localizarea în timp real a tractorului. Acest lucru este posibil prin noua funcție McCormick Fleet Management, funcție care este de asemenea care permite serviciului nostru să aibă acces online la parametrii de lucru ai tractorului.
o dotare tehnică mai nouă și care va fi în sprijinul fermierului foarte mult din momentul în care va fi integrată și acceptată în fermă. Exact. În materie de precizie de lucru a tractorului, putem să menționăm sistemul PSM, Precision Steering Management, care împreună cu Topcon Agriculture au dezvoltat un soft care permite acestui tractor și operatorului să își organizeze o zi de muncă în cel mai bun mod posibil, cel mai productiv mod. Iar în materie de capacitate de virare a tractorului, de efort la virare depus de operator, aș dori să menționez funcția Easy Steering, cu care este echipat sistemul de direcție. Grație acestei funcții, care este pilotată de un calculator, de o unitate de control, face ca direcția să fie mai ușoară și mai precisă decât putem regăsi pe alte tractoare. Și un element care îl regăsim de cele mai multe ori în industria auto, nici de cum în zona de agricultură. Sunt unele elemente împrumutate, într-adevăr, de acolo, sau inspirate, adaptate utilajelor agricole, într-adevăr.